Păi, hello, hello. Unde am ajuns? În gara din Larisa. Doamne, cât de multă curățenie, nu vine să cred. Deci e... Este, într-adevăr, sunt vechi așa, canapelele și toate chestiile pe aici, dar... Sincer, este foarte curat. Adică cel puțin nici măcar nu vezi o bălărie între liniile astea. Ce să zic? Și uite cum arată cafeneaua de la gara. Îmi doresc și o cafenea de asta la gara de sud din Ploiești, dacă s-ar putea. Și probabil că trebuie să vină și trenul, bănuiesc. Ah, ce frumos. Are așa un iz de vechi. Un miros de gara veche. Activitate feroviară din gara la Arisa. Doamne, nici nu se aude efectiv cum vine. Este o ramă electrică. E de zero. Bănuiesc că e... Cred eu. Că este Larisa Salonic. Pentru că l-am văzut și pe gara din Salonic. Sunt foarte mulți călători din câte văd eu. Deci se circulă. Frumos. Interesant. Deci mă frapează, sincer, curățenia. Nu vine să cred. Hai să vedem cum pleacă trenul. Frumoasă gara. Frumos. Atenție, se închid ușile, se aude semnalul. Podau are semnal, șeful de tren. Va exista șef de tren? Pe domnul mecanic îl văd. Uite, se asigură. A scos capul pe geam. Uai, dar cât de mulți călători au avut. Foarte mulți călători. Extrem de mulți. Hai, sunt curioasă să-l văd cum pleacă. Frumos. Unde ori fi încăput atât de mulți oameni aici? Sincer, acum. Că au fost ceva. Gata. Îl văd cu ușile închise. Ai un semnal de plecare. Niciun semnal de plecare. Și merge așa de frumos. Și asta cu o ramă electrică pe care am prins-o noi în gara din Larisa. Frumos e că aici este o expoziție de trenulețe și o expoziție de locomotive și văd și un Volkswagen van. Sincer, pe mine Larisa, orașul ăsta care nu e deloc turistic și în care nu prea sunt mulți turiști, m-a impresionat foarte, foarte frumos. Superb, e superb, îmi place tare mult. Ce să vă zic?